Un nou sondaj, același favorit la câștigarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Este vorba de actualul șef al statului Igor Dodon, care conform anchetei Barometru Sociopolitic iunie 2020, realizat de compania IMAS, ar acumula 29,1% din voturi. Pe locul 2, în preferințele moldovenilor, rămâne lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, care ar fi susținută de 22,2%. Astfel și potrivit acestui sondaj, noul șef al statului ar urma să fie ales în urma turului 2. Menționăm că cei doi sunt urmați în preferințele cetățenilor de Renato Usatăi cu circa 9%, Vladimir Voronin cu 6,6% și Pavel Filip cu aproape 5%. Barometrul sociopolitic iunie 2020 a fost făcut de către compania CBS Research prin telefon pe un eșantion de 1200 de persoane în perioada 13-23 iunie și are o marjă de eroare de 2,9%. 9%.